Bine ați revenit la întrebări! Așa cum v-am spus și în videoclipul 50, la săritura în înălțime, avem două recorduri care n-au mai fost bătute de foarte multă vreme. Cubanezul Javier Sotomayor a sărit 2,45 m în anul 1993, adică acum aproape 30 de ani, iar la fete, bulgăroica Ștefka Kostadinova a sărit 2,09 m în anul 1987, adică acum 35 de ani. Și acum întrebarea. Ținând seama de aceste recorduri și de faptul că greutatea unui atlet este de 6 ori mai mică pe lună decât pe pământ, la cât ne așteptăm să fie recordul la săritura în înălțime pe lună? Atunci când ridicăm un corp, trebuie să efectuăm lucru mecanic, adică avem nevoie de energie. Și este așa pentru că prin ridicarea unui corp crește energia lui potențială, energia lui potențială gravitațională. Și conform legii conservării energiei, asta înseamnă că undeva trebuie să scadă o altă formă de energie. Deoarece un atlet poate efectua un anumit lucru mecanic atunci când sare, pe noi ne interesează, pentru a găsi răspunsul la întrebare, de cine depinde lucrul mecanic pe care trebuie să-l efectuăm ca să ridicăm un obiect. Și cred că e evident pentru toată lumea că depinde de masa obiectului, de cât e de greu obiectul și de înălțimea la care îl ridicăm, pentru că știm din experiență că trebuie să facem un efort cu atât mai mare pentru a ridica un obiect, cu cât acesta este mai greu și cu cât vrem să-l ridicăm mai sus. Dar, deși nu pare la prima vedere, uneori nu e clar la ce înălțime am ridicat un obiect. De pildă, să presupunem că avem un corp de formă paralelipipedică, în formă de paralelipiped dreptunghic, așa cum vedeți în desen, culcat pe una din fețele lui mari. Și să mai presupunem că ridicăm corpul pe una din fețele lui mici, așa cum vedeți în al doilea desen. Cu cât este acum mai sus corpul decât era în poziția inițială? Întrebarea pare neclară, pentru că el a rămas pe aceeași suprafață. Am putea spune că el se găsește la aceeași înălțime. Nu l-am dus undeva mai sus. Dar pe de altă parte, mai ales dacă e vorba despre un corp greu, cum ar fi un dulap, știm toți că e nevoie de efort pentru a-l ridica din prima poziție în a doua. De ce, dacă a rămas pe aceeași suprafață, adică la aceeași înălțime? Aici intervine o noțiune foarte folositoare, noțiunea de centru de masă sau centru de greutate în situațiile care ne interesează pe noi, cele două sunt în același punct. O definiție simplă și aproximativă a centrului de greutate ar putea fi următoarea. Este punctul care are proprietatea că, dacă îl folosim pentru a suspenda corpul, deci dacă atârnăm corpul folosindu-ne de acel punct cu o sfoară, un lanț, o ață, corpul nu va avea tendința de a se roti în niciun fel, adică va fi în echilibru. Dacă un corp este omogen, adică are aceeași densitate peste tot și are o dreaptă de simetrie, atunci centrul lui de greutate se găsește pe acea dreaptă. Dacă are un plan de simetrie, atunci centrul lui de greutate se găsește în acel plan. Și important pentru a găsi răspunsul la întrebarea noastră este faptul că lucrul mecanic necesar pentru a ridica sau a schimba poziția unui obiect depinde de distanța pe care se ridică centrul de greutate al obiectului respectiv. În cazul unui corp de formă paralelipipedică, așa cum e corpul despre care vorbim, centrul lui de greutate se găsește în centrul lui geometric, adică la egală distanță de oricare două fețe paralele. Și asta înseamnă că atunci când corpul se sprijină pe una din fețele lui mari, așa cum face în primul desen, centrul lui de greutate se găsește față de suprafața pe care este pus la o înălțime egală cu jumătate din lungimea laturilor lui mici, lungime notată în desen cu L mic. Iar atunci când se sprijină pe una din fețele mici, așa cum face în al doilea desen,
Centrul lui de greutate se găsește la o înălțime egală cu jumătate din lungimea laturilor lui mari, lungime notată cu litera L mare. Și atunci, prin ridicarea corpului din prima poziție în a doua, ridicăm centrul lui de greutate de la înălțimea L mic pe 2 la înălțimea L mare supra 2. Adică îl ridicăm pe distanța L mare supra 2 minus L mic supra 2. Și din cauza că centrul de greutate s-a ridicat, a trebuit să efectuăm un lucru mecanic. Și acest lucru mecanic este proporțional cu distanța pe care s-a ridicat centrul de greutate. Acesta este lucrul pe care trebuie să-l reținem și este adevărat întotdeauna. Lucrul mecanic necesar pentru a ridica un corp sau pentru a-i schimba poziția este proporțional cu distanța pe care se ridică centrul de greutate al corpului respectiv. Acum putem încerca să răspundem la întrebarea noastră. Centrul de greutate al unui om, atunci când acesta stă în poziție normală în picioare, este cam la 56% din înălțimea lui, un pic mai sus la bărbați decât la femei. Asta înseamnă că pentru înălțimea medie a atleților putem aproxima înălțimea centrului de greutate la 1 metru. Atunci când atletul trece peste ștachetă, centrul lui de greutate este mai jos decât aceasta, datorită formei curbate a corpului în acel moment. Am explicat acest lucru în videoclipul Săritura în înălțime. Dacă nu l-ați văzut, găsiți linkul în descriere. Deci, centrul de greutate al unui atlet se poate ridica cam de la 1 metru până pe la, să zicem, 2,3 metri. Adică se poate ridica cu 1,3 metri. Și dacă atletul poate efectua lucrul mecanic necesar pentru a-și ridica centrul de greutate cu 1,3 metri pe pământ, atunci pe lună își poate ridica centrul de greutate de 6 ori mai mult, adică cu 7,8 metri. Și dacă adunăm la această înălțime 1 metru, înălțimea la care se găsește centrul de greutate înainte de săritură, obținem 8,8 metri. Am pus această întrebare deoarece de obicei se face greșeala de a înmulți valoarea recordului de pe pământ, 2,45 metri, cu 6, ceea ce dă 14,7 metri, adică cu vreo 5 metri mai mult decât este răspunsul pe care tocmai l-am găsit. Iar greșeala apare pentru că este omis faptul că centrul de greutate al atletului se găsește la anumită înălțime de sol și înainte de săritură, nu este la nivelul solului. Centrul de greutate al sportivului nu se ridică cu 2,45 metri. Deci răspunsul corect, dacă analizăm doar din punct de vedere energetic săritura, este că ne așteptăm ca recordul la săritura în înălțime pe lună să fie între 8 și 9 metri. Dar trebuie să adaug ceva. Înălțimea la care se poate sări depinde și de alți factori, de pildă de viteza pe care o are atletul în momentul săriturii, pentru că în timpul săriturii energia lui cinetică, adică de mișcare pe care a obținut-o prin alergare, se transformă în energie potențială gravitațională. Și nimeni nu știe care va fi viteza cu care vor putea alerga atleții pe lună. Nu cred că știe cineva nici măcar dacă va fi mai mare sau mai mică decât viteza cu care se poate alerga pe pământ. Și nu știm acest lucru pentru că acest aspect este unul foarte complicat, mai ales dacă vorbim despre un om care a învățat să meargă și să alerge pe pământ. Dacă ați urmărit filmările făcute pe lună în timpul misiunilor Apollo, ați observat cât de ciudat este mersul cosmonauților pe lună. Pentru unii, aceasta este o dovadă a faptului că aceste filmări ar fi trucate. De fapt, este o dovadă a faptului că aceste filmări nu sunt trucate. Dacă mersul cosmonauților ar fi fost la fel cu mersul lor pe pământ, atunci s-ar fi ridicat serioase întrebări legate de locul de filmare. Pentru un om care a învățat să meargă și să alerge pe pământ, este foarte dificilă coordonarea mișcărilor mâinilor și picioarelor într-un câmp gravitațional de 6 ori mai slab. Pentru că raportul dintre greutate și inerție devine de 6 ori mai mic. Și toate reflexele legate de mișcare, de mers, de alergare, reflexe formate pe pământ, sunt nepotrivite pentru mersul și alergarea pe lună.
Dar dacă vor fi oameni născuți și crescuți pe Lună, ei vor avea reflexele corecte pentru câmpul gravitațional de acolo și vor putea obține, poate, performanțe atletice superioare celor născuți pe Pământ. Spun poate, pentru că forța lor musculară va fi mai mică decât cea a celor născuți pe Pământ, mușchii și întregul lor sistem locomotor vor fi adaptați unei greutăți de 6 ori mai mici decât pe Pământ. Așa că, din nou, este foarte greu de apreciat cât va fi viteza lor de alergare. Ceea ce putem spune însă cu siguranță este că cei născuți și crescuți pe Lună vor avea probleme serioase dacă vor veni pe Pământ. Gândiți-vă cum v-ați simți într-un loc cu gravitația de 6 ori mai puternică decât pe Pământ, locul în care ați crescut. Ați avea senzația că aveți 4-500 de kilograme. Trecând peste dificultățile de mișcare, chiar viața va fi în pericol pentru că inima nu poate pompa eficient sângele în astfel de condiții. Mai vreau să spun că am primit un singur răspuns corect, dar sub forma unei analize foarte interesante și competente a săriturii în înălțime în general și a săriturii în înălțime pe Lună în special. Și această analiză interesantă aparține domnului Dumitru Antonie. Cu mulțumiri, felicitări și cu permisiunea autorului, vă prezint această analiză pagină cu pagină, în așa fel încât cei interesați să poată opri filmul și să citească materialul. Vă recomand să o faceți, merită! Deoarece, din nou, m-am luat cu vorba răspunzând la întrebare și a fost o întrebare destul de complexă, vă voi pune azi două întrebări simple, clare, scurte și ușoare. Mai mult decât atât, nu e nevoie de niciun fel de cunoștință din vreun domeniu sau altul, oricine știe cum se scriu numerele de la 1 la 10 poate găsi răspunsul la întrebare. Un set de două cuburi este folosit pentru a arăta pe o masă de birou data, așa cum vedeți în fotografia în care este afișată data de 14. Ele trebuie folosite amândouă întotdeauna, așa că data de, să spunem, 8 va apărea scrisă 08. Prima întrebare. Care cifre trebuie scrise pe fețele cuburilor pentru a putea exprima oricare dată a lunii? A doua întrebare, dacă vrem să exprimăm toate numerele de la 1 la, să zicem, N, folosind de fiecare dată două cuburi, care este cea mai mare valoare a lui N și care sunt cifrele care trebuie scrise pe cuburi în acest caz? Succes și nu uitați! Aștept, ca de obicei, cu nerăbdare, răspunsurile voastre. Pe săptămâna viitoare!